Complexul energetic Hunedoara a ieșit din insolvență pentru a doua oară în acest an. Curtea de apel Alba Iulia a soluționat marți apelurile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul sindic al Tribunalului Hunedoara în dosarul de insolvență al Complexului Energetic Hunedoara și a respins cererea privind deschiderea procedurii insolvenței. Tribunalul Hunedoara a decis în 23 iunie 2016 reintrarea în insolvență a CEH și a numit același administrator judiciar, respectiv firma GMC SPRL Craiova. Curtea de apel Alba Iulia a admis apelurile declarate, a dispus anularea încheierilor atacate pronunțate de judecătorul sindic, iar în urma rejudecării a respins cererea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței debitoarei formulată de debitoarea Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. Petroșani, precum și de către creditori. Se arată într-un comunicat de presă emis de Curtea de apel Alba Iulia. Hotărârea instanței este definitivă. CEH a mai fost în procedură de insolvență în perioada ianuarie-mai 2016, după care sentința Tribunalului Hunedoara a fost desființată de Curtea de apel Alba Iulia și dosarul a fost trimis pentru rejudecare la aceeași instanță din județul nostru. În cadrul Complexului Energetic Hunedoara lucrează mii de angajați.